Slăviți să fie Domnul! Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. N-am fost de mult, deși am fost de mai multe ori. Pe o parte parcă vă cunosc, pe o parte nu vă știu. Oricum, îndată când se umple adunarea toată, cred că o să am mai multe cunoștințe din frață care cântă aici la fanfară. Fratele spunea să vin să putem sta de vorbă, nu să predic. Și dacă dumneavoastră aveți întrebări, nelămuriri, și eu aș putea să vă dau răspuns. Știți, odată era fratele Simionuc la un studiu biblic. Ați auzit de fratele Simionuc, era o enciclopedie, foarte bun cunoscător al Scripturii. Și apoi eu stat mult de vorbă și un frate stare sema de ușă așa, și îi spune: frate Simionuc, am și eu o întrebare, să-mi spui repede că vreau să prind autobuzul. Și fratele spune: mă, dacă îmi pui o întrebare grea, ai să prinzi autobuzul. Dacă mă întrebi ceva mai ușor, nu garantez. Și cum așa? Mă, dacă îmi pui o întrebare grea, spun că nu știu să răspund și te duci acasă. Dacă mă întrebi ceva la care știu să răspund, o să ne mai încurcăm. Știu că dumneavoastră aveți multe întrebări. Nu știu dacă eu voi avea răspuns la toate. Și mă rog, Domnule, să-mi dea smerenie aceea că nu știu ceva, să vă spun, nu știu. Noi cunoaștem în parte, spune Pavel în Corinteni. Deuteronom 29:29 spune că lucrurile descoperite sunt ale noastre, iar cele ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Aș vrea să stau puțin de vorbă cu dumneavoastră, pentru că văd aici tineri, fete tineri, băieți tineri, și eu am găsit că noi acum ca și biserică transversăm, trecem printr-o perioadă cum au trecut cândva evreii, Israelul de altă dată. Dar dacă aveți Biblie, da? Haideți să citim câteva versete din Judecători, din capitolul 6, începem cu versetul 11, e textul de bază de la care vrem să plecăm în discuția care vom avea. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care este a lui Ioas, din familia lui Ebezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel de mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Amin. Dragii mei, eu am, așa ca să spun, în mintea mea o istorie a penticostalilor. Și când spun asta, nu mă refer de la cea de la Ierusalim, care a început din vremea Domnului Isus, ci la istoria de mai încoace, de când părinții noștri, bunicii noștri, au primit credința apostolică. Eu în februarie am împlinit 53 de ani cu ajutorul Domnului, am și decizia de pensie, frate Andrei deja bătrân, pensionar. Mama mea, care era născută în 1930, cred că mai înaintea dumneavoastră, era născută în pocăință. Bunicul meu a fost printre primii pocăiți din sat, a fost condamnat la Cernăuț pe 25 de ani de închisoare. Mama mea, înainte de a muri, își făcea probleme, așa plângea și spunea: măi, aveam 5 ani, ea mamă nu a avut de la 6 luni, rămas orfană de mamă, și când avea 5 ani, în februarie, mama făcea de pază la poartă să nu vii jandarmi, că la bunicul meu în casă erau pocăiți. Și fiind o fetiță, ei au fugit în casă să iei o bucată de pâine și când au ieșit, au venit polițaii, jandarmii, spunea atunci, au înconjurat casa și pe bunicul l-a luat de sculț în luna februarie. Mama era marcată, cum a vrut să ia bocance, și polițaii l-au smult, că mergi de sculț. Și au mers pe zăpadă până la Cernăuț și au primit 25 de ani de pușcărie. Au făcut 2 ani de zile, au venit acasă, l-au prins la rugăciune iar l-au dus acolo. Așa că ne uităm noi câteodată ce lipsă de zel, de duc, de rugăciune avem. Avem toate condițiile să ne rugăm și spunem 2 minute și am gătit rugăciunea.
Și parcă am insistat, hai să ne mai rugăm, fratele, și nu ne mai putem ruga. Iar acum avea 70 de ani și plângea și spunea, dacă eram mai atentă, nu-l lua pe tata în pușcărie. Și a doua oară l-a prins iarăși și l-a trimis iar în pușcărie și a mai făcut un an și 8 luni de zile, așa era atunci. Deci era o persecuție foarte mare și duhul ăsta de rugăciune care îl aveau nu îi lăsa să stea acasă, se adunau noaptea, noi făceam cina undeva în câmp, noi, mama mea, făcea cina undeva în câmp, într-un lan cu porumb, la miezul nopții, când era mai plouat, mai întuneric, să nu-i prindă nimeni. Așa era vremea atunci, știți? Ei, e o istorie aceea o am în minte. Dar încet, încet, noi o pornit pocăința în sat cu 3 bărbați, din care unul bunicul meu și încă 2, toți au fost acernăuți, toți au suferit enorm pentru credință, bătăi și multe altele, și am ajuns la noi în sat să avem peste 700 de oameni botezați în apă, cu încă vreo 700-800 de copii, o adunare mare, ne bucurăm de pace. Și pocăința asta, așa încet, împărăția lui Dumnezeu s-a extins mult. Și-a cuprins familii și uliți și satul întreg și tot mai mulți vin adunare. Acum am avut evangelizare, au venit mulți nepocăiți. De la noi a venit comandantul poliției din orașul Suceava, locțiitorul comandantului, colonel. O încheia botezul în apă, o primit botezul în apă, foarte mulți ofițeri de acolo au venit, primar au venit și el. Deci trăim o vreme de libertate, dar știți ce se întâmplă? Eu văd așa că biserica a avut un război de expansiune, o luptă de cucerire. Și-a cucerit întregul sat și biserica apostolică, și aici în Arad, că aici leagnul ei la Păuli, știți dumneavoastră, a cucerit România. Suceava e județul cu cel mai mult penticostali. Avem adunări la țară și noi suntem tot la sat, într-o comună. Avem adunări la țară care depășesc de 1000 numărul celor botezați în apă. Peste 1000. Am venit la Republica Moldova, niște oameni necăjiți. Cum n-ați văzut drumuri, cum n-ați văzut niciodată. Două mașini s-au stricat numai când ne-au purtat frate de aici încolo, groapă lângă groapă și foarte năcăjiți. Și o biserică imensă, când intră o sală mare și foarte mulți pocăiți acolo. Pocăința asta a avut o vreme când a cucerit. Așa ca Israelul. Israelul a bătut 7 neamuri de cananiți. I-a bătut pe toți, i-a alungat și au așezat ei acolo, împărăția lor, împărăția lui Israel. Și după ce a venit o vreme și Israelul depins foarte mult de Dumnezeu, foarte mult, călătoria prin pustie, Marea Roșie, Iordanul și toate astea hrănit prin credință, mană din cer, apă din stâncă, ei depindeau de Dumnezeu, erau așa de aproape de Dumnezeu. Au cucerit Canaanul și la un moment dat și-au găsit odihna, și-au găsit liniștea, și-au găsit pacea. În momentul când au găsit liniștea și pacea, au renunțat la legătura asta intimă, strânsă cu Dumnezeu și au făcut Dumnezei, au început să închină Dumnezeii popoarelor. Eu am fost în Spania de câteva ori la niște prieteni, într-o biserică numită Larbos, poate au fost cineva acolo. Acolo e o adunare mare de români la țară. Și toate familiile dimineața îmbracă copiii frumos de mână, familii cu copii mulți și merg la adunare. Și îmi spunea fratele Vasile, prezbitru, să vezi spanioli cum pândesc după fereastră. Și spanioli duminică dimineața stau după fereastră și trag perdeaua să uită cum trec românii la adunare. Și când au venit la measă, a ieșit acolo o bătrână, a început a plânge, a dat bomboane la copii și spunea, când eram noi copil, când eram eu copil, tot așa, eu sunt tot pocăită, mergeam la adunare cum mergeați voi. Cu capul acoperit, îmbrăcată frumos, cu părinții de mână, avem adunare, bucurii, prorocii, acum nu mai avem nimic. Bunăstarea, traiul ăsta bun a venit peste noi, încet, încet bisericile s-au făcut biserici lumești și nu, spunea el, nici nu mai avem adunare. Un alt vecin de-al meu lucra în Germania la o familie credincioasă și bărbatul și nevasta, cu 2 ani mai mici ca mine numai, și o pus să facă curățenie în pod. Și când o coborât în pod, acolo avea o orgă rea, o orgă veche. Și o întrebat, ce facem, o aruncăm? Și sora avea vreo 80 ceva de ani, a început a plânge, o spune, vai, când eram eu fetiță,
Câtă gălăgie a fost de la orga asta în adunare, că cineva a adus orga și o parte spunea, nu-i voie să cânte cu orga în adunare. Așa erau părinții noștri de severi în pocăință și mi-aduc aminte și au început a plânge, fă ce vrei cu ea, iau, aruncă. Și spunea bătrâna asta care în fiecare sâmbătă cocea un cuptor de plăcinte și da la toți români acolo numele Domnului, ea umbla îmbrăcat, frumos, cu capul acoperit, așa ca și înainte. Dar era ea, ceilalți numai, era altfel de pocăință. Eu văd că Israelul a avut o vreme când a cucerit Canaanul și când a ajuns bine, s-a liniștit, o dat de trai bun, fiecare s-a odihnit sub viță, sub smochinul lui, și văd o vreme când cananiță și neamurile din prejur s-au unit și au început să atace ei biserica. Un război de cucerire au avut evreii și acum sunt vremea unui război de apărare. Mi se pare că așa este și cu biserica Domnului. Părinții noștri, am cunoscut frați eroi, pe fratele Vorobeț, dacă v-am povestit de el, a fost la noi în sat, eu am fost la el acasă. Un om care a suferit enorm 14 ani de arest în Siberia. La o singură bătaie în județul Suceava, plutonerul Gheață l-a bătut măr și la urmă i-a luat mâinile și i-a rupt în genunchi amândouă. Și a plecat așa cu mâinile rupte până acasă. La o altă bătaie, un ofițer i-a scos toți dinții din gură. Eu mâncam cu el la masă, n-avea niciun dinte. Eu zic, frate, toți dinții mi-au scos la o singură bătaie. Oameni care au suferit enorm și împărăția lui Dumnezeu s-a întins, pocăința a pătruns în toate satele. E acum, mie mi se pare că trăim o vreme, deși e libertate, o vreme în care lumea vrea să intre înapoi în adunare. Până acum au intrat adunarea în lume, acum lumea încet, încet vrea să intre înapoi în adunare. În vremea aceasta, trăia Israelul de care vorbeam. Eu tot mă uit la dumneavoastră, așa, ăsta e ceasul, cum tot mă uitam la voi, mă uitam la un ceas, nu depășim. Trăim o vreme în care lumea vrea să intre înapoi în adunare, e vremea asta de acum. E vremea judecătorilor, la începutul cărții spune că Israelul nu avea împărat și fiecare făcea ce îi place, așa scrie în Biblie. Noi trăim o vreme în care vrem o mare democrație în adunare. Fiecare din noi vrea să facă ce îi place lui. Și nu ne plac obligațiile, predicam dimineață, ne plac mai mult drepturile, îs membru în adunare, să fac nuntă așa, binecuvântare așa, dacă e un priveche, o mormântare, veniți, când am eu nevoie, veniți toți, când aveți nevoie, eu stau acasă, nu mă mai interesează. Dar este o vreme acum când lumea, încet, încet, vrea să pătrundă în adunare înapoi. Dacă până acum biserica o cucerit lumea, acum rețineți gândul ăsta, lumea vrea să cucerească biserica. Ori în vremea aceasta Dumnezeu vine la un om, la un tânăr, că vorbește mai mult de casa tatălui său, vine la un tânăr cu numele Gedeon și îl alege să poarte războiul lui Dumnezeu. Îl alege să mobilizeze armata lui Israel și să oprească înaintarea madianiților. Eu cred că acum este o vreme în care dintre voi tineri, Dumnezeu vrea să scoată oameni să apere adevărul lui Dumnezeu. Poate vouă trebuia să vă vorbesc de fica lui Iefta. Știți întâmplarea cu fica lui Iefta? O știți, nu? Cine a fost Iefta? A fost un alt conducător care a luptat, da? Hai ca să nu vă gândiți prea mult, nu vă doare capul după aceea, care a luptat împotriva vrășmașilor și care a făcut o juruință. Doamne, dacă îmi dai biruință, când vin înapoi acasă, ce va ieși în cale voi jertfi? Și a ieșit fata lui, avea o singură fată. Și a ieșit fata asta cântând și aplaudând și bucuroasă. Și tatăl să-i spune, ah, fica mea, amar m-ai lovit. Uite, am făcut o juruință, Domnul. Și fata spune, lasă-mă 3 luni să plâng cu prietenele mele, apoi vino și împlinește juruința. Și de aici sunt multe predici despre fica lui Iefta. Are nevoie Dumnezeu, ca și de fica lui Iefta, astăzi are nevoie de voi, are nevoie de frați așa ca și de Gedeon, băieți care să se ridice în adunarea lui Dumnezeu și să apere adevărul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem. Vorbind despre Gedeon, aș vrea să vorbesc despre 3 întâlniri ale lui Gedeon. 3 întâlniri ale lui Gedeon, și am spus eu, Gedeon față în față, odată cu Domnul,
După aia, Gedeon și frații lui iudeii, și a treia oară, Gedeon și vrășmașa și madianiță. Deci ne uităm la Gedeon în trei ipostaze diferite. Prima dată Gedeon se întâlnește cu Îngerul Domnului. Întotdeauna în Vechiul Testament, când apare Îngerul Domnului cu I mare, acolo e vorba de persoana Domnului Iisus. Acolo Gedeon stă de vorbă cu însăși Domnul Iisus. Sunt arătările miraculoase a Domnului Iisus până la întruparea prin Maria Fecioara când a venit pe pământ. Și prima întâlnire a lui Gedeon și cea mai importantă, care aș vrea să o aveți și voi. Gedeon se întâlnește cu Domnul. Eu sunt convins că între tinerii care frecventează adunarea noastră, între tinerii care slujesc în adunare, între tinerii care vin la adunare, sunt mulți care nu-L cunosc pe Domnul. În biserica din Corint, în 1 Corinteni 1 cu 8 spune, astfel că voi nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea venirii Domnului Iisus. În Corint erau toate darurile Duhului Sfânt. Manifestarea lor era acolo și prorocie și celelalte daruri. Și în capitolul 15, versetul 34, spune Apostolul Pavel, că spre rușinea voastră, o spun între voi, sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, tu în ce măsură-L cunoști pe Dumnezeu? Ca Dumnezeu să te folosească, ca să fii un lider, ca să mobilizezi pe ceilalți din jurul tău, ca să apere adevărul lui Dumnezeu, ca să porți războiul împotriva lumii care vine în adunare. Eu nu știu exact cum în rânduiel la dumneavoastră, dar noi avem probleme cu moda lumii, cu obiceiurile din lume. Am fost acum la moldoveni, Republica Moldova, și m-a întrebat frate, spune frate, cum e la noi la adunare? Și am spus, noi oameni buni, străduim, noi avem probleme cu ținuta, ca fetele să fie îmbrăcate frumos, cu fustă lungă, nu-i voi cu șlif, nu-i voi dezgolit. La noi toate surorile vin numai cu capul acoperit, iar la adunare vin numai cu batic gros legat așa în față, altfel nu-i voi la noi, nu le-am dat voi, așa-i rânduiala. Și avem multe, vin de o biserică foarte conservatoare. Bucurați-vă că v-ați născut aici, la Nădlag. La noi nu se voie să facă fotografii în adunare, nu se filmează, surorile nu spun poezii, nu se dau flori în adunare, nu se vine cu buchete în adunare când ești mireasă, multe, să mă mai spun. Și avem o adunare mare, dar avem în schimb Dumnezeu nu a dat alte bucurii. Am avut stăruință pe Duhul Sfânt acum și Dumnezeu a botezat vreo 40 de tineri. Anul trecut a botezat vreo 50 de tineri și am oprit stăruința, pentru că nu mai are cine stărui. Fata mea are 14 ani, cea mai mare, în clasa 8-a, și-o venit la stăruință și Domnul botezat-o cu Duhul Sfânt. Și acele din clasă, colegi de-a lor, au primit Duhul Sfânt. Deci Domnul ne dă alte bucurii. Măcar că încercăm să păstrăm așa o ținută frumoasă. Avem un cor de vreo cor mix pe 4 voci, vreo 70 de persoane. Avem un cor bărbătesc, numai de bărbați, de vreo 50 de bărbați. Avem o orchestră de vreo 70-80 de copii care cântă foarte frumos, dar ne străduim să menținem așa un model frumos de pocăință în adunare. Și mulțumim Domnul că tinerii noștri ne ascultă și vin cu mare drag și când Domnul toarnă din Duhul Sfânt, nu o să mai pune problema fustei. Dar între fete avem și fete care vin cu fustă prea scurtă, au venit și au trebuit să le spun așa încet, du-te, ia un pic, stai în adunare, mai stai picior peste picior, să ridică fusta. Nu veni cu haine foarte cambrate, la noi nu-i voie cu mânică scurtă, nu-i voie cu cămăși transparente, să mai spun? Deci așa vrem, așa o ținută frumoasă în adunare. Ei, dar vine moda lumii peste noi. Vine cum e afară, cum e prin oraș, cum e la mall. Noi avem un magazin la mall, se cheamă. Și acolo e patinoar, și acolo e distracție. Și apoi duc fetele, noi le spunem să nu se ducă pe acolo și ele văd moda de pe acolo și vin și la noi. Și iar avem probleme. Dar avem între noi fete și avem între noi băieți care ei iau atitudine, spune, nu, tu nu cânti cu noi îmbrăcat așa. Avem grupuri de fete, multe care se ridică, fete și băieți care vin. Apoi dacă n-au o ținută cuvincioasă și dacă nu vorbesc frumos, nu sunt acceptați în slujire. Și asta nu, pe noi ne ajută, știți? Părerea mea este ca să poți să trăiești așa, dar nu impus de lege, că noi putem să punem legi. Și dacă o mireasă nu se conformează, hai să vă spun că de fanatici suntem. Noi avem legile noastre la căsătorie.
care sunt destul de severe. La nuntă vii așa, vii așa, vii așa. La ora 9, fără câteva minute, mirile și mireasa sunt în adunare. Nu se vine cu mare alai, cu claxoane, cu păpuși, nu avem voie. Mireasa stă în dreptul ei, mirile stă în banca lui și după ce se termină timpul de rugăciune, îi chemăm în față la căsătorie. Îmbrăcați frumos. La noi în adunare s-a întâmplat, cu un mire și o mireasă, noi am pus, uite, așa, 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 ei au călcat totul. Și au venit la adunare cum au venit. Și s-au așezat pe bancă și noi am făcut evangelizare, nu i-am mai chemat în față, nu i-am mai chemat în față. N-am predicat de nuntă, am predicat de Matei 13, pilda asemănătorului. Așa? Și la ora 12 nu s-a mai rugat nimeni pentru ei și a spus adunarea liberă, plecăm acasă. Și ei au venit cu mare ambiție la adunare să le arătăm noi. Și au ieșit plângând din adunare. Și exemplul ăsta a fost un model și nu mai avem probleme de atunci. Nu venim la adunare ca mire și mireasă cu ambițiile noastre. De exemplu, la Sfântul Ilie, o adunare mare, acolo păstorii, fratele Șerban, președintele comunității, om foarte pregătit, are două facultăți terminate, are 14 copii, toți credincioși în adunare, și acolo mireasa e tot cu batic. Ei, legat, e mai așa, mai frumos și coleacă în ziua aceea că e mireasă, dar nu-i voie cu altă. Ei, și vine odată o mireasă, vine cu un voal lung, așa cum se face acolo, omul de ordine, stai așa, mai fată, unde? Păi eu sunt mireasă, nu, stai un pic. Că așa nu intri în adunare. Îl duce, îl cheamă fratele Șerban, spune, măi, fată, dar ce cu tine? Unde ești? Păi sunt mireasă, că nu știu ce, să ceartă cu fratele Șerban. Păi băi, așa nu intri, bă, uite, ce numai noi ați fi mântuiți, ceilalți merg în iad, numai noi ați mergem în rai. Și fratele Șerban îi spune, măi, uite, eu am șapcă acolo în von, dacă tu intri așa, că eu nu mă împing cu tine în ușa adunării, uite, eu mă duc și eu șapcă și plec acasă și rămâi tu în adunare. La care ea spune, hai nu, frate Șerban, deschide poșeta, scoate un batic alb, călca frumos, ea avea și varianta a doua. Că dacă nu mă primești, exact rezervă, dacă nu mă primești cum vreau, eu fac cum vrea el. Ori, îi spuneți-mi, vă rog, fetele astea, băieții astea, l-o cunosc pe Dumnezeu? Au multe lucruri a face cu pocăința? S-au împins mama și tata, hai la adunare, și hai, și amăgit, și dăm bani, și cumpărăm o roche nouă, numai să vii la adunare. Ca să te folosească Dumnezeu în lucrare, în primul rând trebuie să ai o întâlnire tu cu Dumnezeu. Dacă doresc în ziua de astăzi ceva de la voi, și îi tratez, deci văd și copilași mai mici, eu îi tratez pe toți cu multă seriozitate și am un respect mare pentru voi. Spuneam că în casa fratelui Liviu Jeniuc era un grup de fete și de băieți veniți duminică seara la rugăciune. Nu a fost niciodată la rugăciune, i s-ar fi plimbat o hoinărit pe străzi și la urmă, hai să intrăm la fratele Liviu la rugăciune. Și fratele Liviu acum are o casă mai mare, atunci avea o casă mică, modestă, o trezi copiii, i-o trimis în altă cameră să stea acolo ca să poată face rugăciune. Hai cântați o cântare! Și el tăti râdea una la altă, nu o cânta nicio cântare. La urmă a început un băiat o cântare, a început un greșit și unul spune, nu e așa cântare, bă, cine te-a învățat? Uite, a început el să cânte și iar o greșit, a început să râdă. Fratele Liviu ești afară, a spus ceva la copii și a venit, băi, așa e mustru, eu scol copii, dar nu vii rușine, eu îi scol copii, deranjez familia, să vă primesc și voi veniți și râdeți. Și Duhul Sfânt îi spune așa, să nu le spui nicio vorbă rea. Eu i-am trimis la tine că au nevoie să te ocup de ei. Între ei, eu am păstori, am proroci, am slujitori. O venit fratele Liviu, măi, mă temeam să-i mustru. Și a spus, hai să cântăm o cântare. Și au cântat o cântare. Domnul a dat un duc de rugăciune peste ei, că asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și spune că de atunci au început să facă cercuri de rugăciune. Și îmi spunea frate Dragoș, și am urmărit toți copilașii de atunci, băițași ăia, păstori, proroci, oamenii lui Dumnezeu. Eu mă uit aici la voi și văd și mai tineri și mai vârstnici. Nu știu exact câți ani avea Gedeon, dar oricare din voi poate fi un luptător. Oricare din voi poate fi un slujitor și Dumnezeu să-l folosească în mod deosebit. Pentru aceasta, știți de ce e nevoie? În cele trei întâlniri importante din viața noastră, că și noi avem întâlnirile noastre cu frață, avem întâlnirile noastre cu vrășmașă, cu diavolul și cu oamenii lui, așa? Dar cea mai importantă este întâlnirea cu Domnul.
Fiecare din voi aveți nevoie, și eu mă întreb, ați avut o întâlnire personală cu Dumnezeu? Odată când în singurătate să te pleci pe genunchi, Duhul Sfânt să te cerceteze, să plângi, să zdrobească inima, să fie așa o iubire enormă pentru Dumnezeu. Spune Biblia că noi suntem, 2 Corinteni, spune Apostolul Pavel, v-am logodit cu un bărbat și sunt gelos de voi. Noi reprezentăm mireasa Domnului Iisus. Nu știu, este careva între voi logodită? Careva care și-a propus nuntă? Nu știu. E, așa suntem, când ești logodită și băiatul tău e plecat, acum în Spania, în Italia, și vine la vară și faci nuntă cu el. Ei, așa e mireasa Domnului Iisus, logodită cu Domnul Iisus. Să stai de vorbă cu el. Ai avut întâlnirea asta? La mine o cumnată a avut nuntă și a început să servească și eu îi spun la o fată, măi, Estera o chema, hai ajută-o leacă la servit, la masă. Și a venit ea, a început să servească repede și când nu m-au început să pună pe masă, Andreea acolo, așa, o sună telefonul. Se dă deoparte și am văzut că așa râdea, bucuroasă, duce, vorbește. Da, păi, o servit alții la masă. S-a servit, s-a mâncat Andreea, s-a pus supă, sarmale, friptură, o dura vreo 2 ore și mă uitam la ea un pic, mi-era ciudă, că era nevoie de dânsa și ea tot râdea și povestea. Și când se serveau prăjiturile la urmă, eu mă duc la ea, spun, tu Estera, tu cine vorbești? Tot cu băietul ăla? Zic, da. Și eu stau lângă ea așa, ia, hai vorbește, să văd ce vorbești. Ce poți să vorbești, bă, că eu sunt surat de 30 de ani și n-am ce vorbit 2 ceasuri cu mine. Ea vorbește acum, ia să văd ce vorbești tu cu dânsa. Hai, spune. Și ea începe să râdă, mai vorbește un pic și apoi închide telefonul, spune, frate, auzi, ce râzi? Eu la vară, în august, am nuntă cu băiatul ăsta, cu David. El e în Italia și el are drept la concediu o lună de zile în august. El când vine în august, eu trebuie să fac nunta, facem actele și mă duc cu el în Italia. Eu nunta o programez la telefonul ăsta. Eu la telefon vorbesc de rochea de mireasă, eu vorbesc de ce fel de mâncare facem, eu vorbesc pe cine chemăm predicatori, eu vorbesc pe cine chemăm la nuntă. Eu nunta o programez la telefonul ăsta cu David. Ce ți se pare anormal? Și mă spun, nu, Estera, e bine așa. Și-au făcut nunta, au copii, am fost la nuntă la ei, se înțeleg foarte bine, duse la el acolo, stau împreună. Eu vreau să vă spun că noi avem o nuntă de făcut. Ai vorbit cu mirele tău de roche? Cum o să fie la nuntă? Când o să fie nunta? Noi suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Când vă rugați așa să vă rugați, privind la Domnul ca la prietenul vostru, ca la iubitul vostru, ca la logonnicul vostru care vine să ne ieie. Că noi nu mai stăm mult în adlag, aici vă spun. Încă puțină, foarte puțină vreme este. Și cel ce a zis că vine, va veni și nu va zăbovi. Și răsplătirile lui sunt cu el. Să apropie vremea sfârșitului. Să apropie vremea de încercare pentru biserica lui Dumnezeu. Am avut o vreme de libertate, spunea bunicul, când eram la Cernăuți, condamnați pe 25 de ani, ne adunam în celune, în secret și ne rugam și venea prorocii. Și spunea că vă voi îngădui o vreme de libertate, vă veți bucura cu ușile și ferește deschise. Și ei se gândeau, cum poate fi așa ceva? Cum poate fi așa ceva? Și când au fost, au întors rușii românii armene și când au venit rușii, fratele Fâșcu de la Sucevița, băiatul lui a fost coleg cu mine, a venit comandantul, un colonel din Germania, comandantul închisorii și i-a spus, domnule Fâșcu, ia cheile, că noi plecăm, noi nu mai stăm, vin rușii peste noi. Și dă drumul la toți pocăiții tăi, dă drumul la toți deținuții și la urmă dă-le drumul la toți criminale, când vin rușii să fii, că a spus Duhul Sfânt, iar ție Fâșcule îți voi da cheile temniță. Prin prorocie, așa i-a spus. Nu gândești, e condamnat, legat pe 25 de ani, Duhul Sfânt îi spune la un pocăit, ție să-ți dau cheile temniță. Ce vorbește Dumnezeu împlinește. Și-a venit vremea și pocăiți au plecat acasă, au venit ruși, eu au dat drumul la toți pușcăriașii, au găsit temnița goală când au venit. Acum Duhul Sfânt știi ce spune? Că mai este puțină vreme și încep încercările pentru noi. Acum noi ne bucurăm de libertate, vin la nădlag, mă duc încoace, încolo, nu știu mâine, nu știu poimâine ce va fi. Deja începe diavolul să cuprindă, acapareze teren. Legile astea europene, scârba asta care este înaintea lui Dumnezeu, vin peste noi. Am fost la Consiliul Bisericesc la București, am fost la Suceava și am căutat niște avocați acum la Suceava să ne protejăm printr-o lege. Păcatul ajunge cote alarmante.
Am fost în biserica din Hässleholm, din Suedia. Am vizitat-o de mai multe ori și mi-a prezentat frața acolo o familie nouă, ci că sunt membri noi la adunare. Fratele Petrică și cu sora Carmen, nume românești, erau din Banatul Sârbesc, de dincolo. El era medic, este medic cardiolog foarte bun în Suedia, vestit. Ea este medic ginecolog, au copii și au fost membri Biserica Baptistă Suedeză. Și în momentul când au căsătorit doi bărbați pe scaun, i-o chemat în față și i-o cununat, omul ăsta român s-a ridicat și a spus: fraților, e prea mult deja pentru noi. Și a venit în adunarea română, la Pentecostal, acum a umblat la stăruință, am vorbit cu el, vă dau date concrete. Ei, dar acolo s-a făcut lucrul acesta. Într-o adunare evanghelică, o așezat pe scaun doi bărbați ca să-i cunune. Vin păcatele astea peste noi. Mâini, poi mâini, vin astea peste noi și asta îmi spune: ai doma ca în zimile, ca în Sodoma și Gomora. Așa vor fi. Și mânia lui Dumnezeu, păcatul s-a ridicat în nările lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu e gata să se aprindă. Vine cu încercări peste pământ, vine sfârșitul lumii, vine Domnul ca să ne ieie. Sunteți voi gata pentru asta? N-ar fi păcat, crești într-o adunare adusă la binecuvântare, te străduie să te îmbraci cât de cât de gura mamei, a tatei, a fratelui Andrei și tu să n-ai legătură cu Domnul, să nu te cunoască. Doamne, Doamne, îndepărtați-vă, niciodată nu v-am cunoscut. După ce ai cântat în corul de fete, să spună: Domnul, nu te-am cunoscut niciodată. Cea mai importantă întâlnire este întâlnirea aceea, Gedeon față în față cu Domnul. Eu am spus totuși că Gedeon a fost un om privilegiat, a avut noroc că a venit îngerul Domnului la el. Și când am cercetat mai îndeaproape Scriptura, am spus: nu, Gedeon a avut niște merite. A avut niște merite. În primul rând, Gedeon era un om activ, era un om harnic. Ce făcea Gedeon când a venit îngerul Domnului? Care știe? Știe careva? Deci când a venit îngerul Domnului, el spune că Gedeon bătea grâul în teasc, dar bătea pe ascuns de frica lui Madian. Deci omul ăsta făcea ceva. Știți omul de care are nevoie Dumnezeu? De oamenii harnici. De oamenii leneși care dorm, de aceia care nu cunosc Scriptura, care nu citesc în Scriptură. Eu cred că voi știți, dar nu spuneți că n-aveți curaj. Nu? Eu cred că voi știți mai mult, dar nu vă place să ridicați mâna. Era într-o adunare, a întrebat un frate, una: cine vrea așa, mâna sus, cine vrea așa, mâna sus. Auzi că cui nu-i place să ridice mâna în sus, să ridice mâna. Să vedem câți nu le plac să... Așa eu vă întreb pe voi, la care nu vă place să răspundeți? Gedeon era un om harnic. Cât de harnic sunteți voi? Pocăitul trebuie să fie mai harnic. Eu predicat o dată fratele Sucală la noi, cu oameni buni. Un om pocăit trebuie să fie mai harnic ca celălalt. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, Pavel vorbește de omul de afară și de omul din lăuntru. Noi avem de hrănit doi oameni, nu unul. Eu trebuie să-i port de grijă la omul de afară, de trupul meu, să-i dau mâncare, să-l îngrijesc, să-l odihnesc, de familia mea, și am de îngrijit de omul din lăuntru. Omul din lăuntru mănâncă Scriptura. El cu asta se hrănește, cu cuvântul lui Dumnezeu. Cât cercetați voi din Scriptură? Care a citit toată Scriptura? Mâna sus. Una, două, slavă Domnului. Păi voi vă pun îndată să predicați voi. Sunt aici care au citit toată Scriptura. Eu am predicat odată, noi trăim acum într-o explozie a tehnologiei în ce privește informatica. Și pentru că noi avem foarte multe informații, internetul ăsta care e foarte rău, are și lucruri bune. Și accesezi acolo un site, îți dă câteva informații care te interesează, până la urmă poți să asculți o predică dacă ești bolnav și stai acasă, dar numai în cazurile astea. Dar vorba circulă. Eu am fost în America în luna septembrie și am ajuns într-o adunare, nu vă spun care. Înainte de a merge la adunare, frate, m-a pus la masă, cum ai pus matale pe mine. Și mi-a dat mâncare bună și la urmă, felul 3, mi-a dat clătite cu mac. Ați mâncat vreodată? Măi, așa de bune. Și eu am mâncat una, am mâncat două și când s-o eu pe a treia, frate, ne spune: frate Dragoș, el era un presbiter din Cernăuți, l-am întâlnit în Ucraina.
Și că, frate Dragoș, eu am 100 de clătite făcute. Dar vreau să spun că dacă mănânci clătite cu mac, te apucă somnul. Astea te moleșesc, îți dă așa o stare de somnolență și mă tale ai de mers adunare. Și am spus, gata, nu mai mănânc, gata. Și m-am dus la adunare, și o adunare, băi, nu spunea nimeni amin, nimeni aleluia. Eu întrebam, ei nu răspundeau, nu s-au conectat deloc așa. Și eu m-am plecat pe genunchi și m-am rugat, zic, Doamne Iisuse, eu recunosc, așa m-am rugat eu. Eu am mâncat azi clătite cu mac. Și se uleacă mai moale, dar atâta adunare asta au mâncat clătite cu mac azi. Și când m-au pus la predică, eu asta ne-am spus, fraților, eu am mâncat clătite cu mac, dar cum s-o nimerit că tăți ați mâncat clătite cu mac de dormim toți în adunare? Ei, s-au mai înviorat, ei am predicat, am ieșit de acolo, primesc un telefon. Ce ai mâncat? Nu vă spun ce nimeni a dat telefon. Ce ai mâncat? Clătite cu mac? Dar tu de unde știi? Măi, bagă de seamă, tătă vorba ta înconjoară pământul, în câteva secunde de roată merge. Că era transmis în direct pe internet și eu n-am știut. Și în țară ne urmăreau aceia. Și că, ai grijă ce predici acolo, că eu te aud. Ce vreau să vă spun? Trăim într-o vreme a informatice, în care numai apeși pe un buton să-ți apare informația. Asta face ca Biblia să fie neglijată. Știți cum e? Eu am fost în armată și am fost și la școala asta 7 ani la Brașov, singur, și mai corespondam și eu cu părinți, mai câte o fată, recunosc. Dar nu aveam telefon, eu prima dată la telefon am vorbit în clasa 9. Așa era atunci. Și când aveam eu o fată care îmi scria și mi-era mie mai dragă, scria un fel de plicuri roze, scria tare frumos, pe aceea floricele, desena, așa. Apoi când primeam scrisoarea, până ajungem în cabină, o rupem și pe scări, așa. O citim și râdem și bucuros. Era scrisoarea care o așteptam eu. Spunea cineva, asta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Mirile tău, logonnicul tău, iubitul tău ți-a scris ceva. Și întreba cineva, când primești o scrisoare de dragoste și o primești joi, cum faci? O pui sub piernă și spui, duminică după amiază am să o citesc. Așa faci? Nu, nu, nu. Când îți trimite un mesaj cineva, prietenul tău, și în timpul orii, și la servici, în autobuz, oriunde, să văd ce mi-a scris. Asta e scrisoarea de dragoste a iubitului tău. Și tu nu o deschizi și nu ești curioasă. Înseamnă că nu iubești, încă nu știi să iubești. De aceea eu vă spun întotdeauna, cercetați Sfânta Scriptură. Nu leneviți, nu dormiți în pat. În Iuda spune, unii târâți în visările lor. Când stai cu mâinile sub cap în pat și nu mai dormi, atunci cugetul ți se murdărește. Atunci vine păcatul la tine. Atunci vin visările alea păcătoase care te întinează. De aceea un om pocăit este un om harnic, activ, fă ceva și fă ceva pentru Domnul. De aceea s-a prezentat Gedeon, Domnul la Gedeon. Era un tânăr activ. Doamne, dă-ne și nouă hărnicie. Amin? Nu mai vorbesc de cercetarea Scripturii, că vouă ar trebui să vă vorbesc. La noi un frate prezbite s-a luat o soră bătrână, anul trecut, era pe luna martie, jumatea lui februarie, începutul lui martie, așa, în partea a doua lui martie. Și spune, soră, hai că te ducă cu acasă, ce mai faci, soră? Măi, frate, Sami, anul ăsta m-am hotărât de la 1 ianuarie să citesc toată Biblia, de la cap până la sfârșit toată. Și fratele Sami spune, și eu m-am hotărât, soră, de la 1 ianuarie, mă tale pe unde ai ajuns? Și era sfârșitul lui martie. Și sora spune că eu am ajuns la faptele apostolilor. Dar tu unde ai ajuns? Și o zic, eu n-am mai spus, eu eram la Levitic. Presbitul era la Levitic și sora văduvă, gata, e gata Scriptura. Voi dacă v-ați apucat de la anul nou, pe unde sunteți? La faptele apostolilor, nu? Doamne ajută-ne să citim mai mult Scriptura. Scriptura e puterea lui Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu. Fiți harnici în privința aceasta. Fiți activi, veniți la repetiție, veniți la rugăciune, veniți la stăruință, veniți la întâlnirile care se fac în adunare. În al doilea rând, Gedeon era un om instruit. El cunoștea. Când a venit îngerul, Domnul cu tine, viteazule! Gedeon începe să întrebe, dacă Domnul este cu noi, unde sunt toate istorisirile care ne le-au spus părinții noștri? El cunoștea istoria poporului evreu, era un om instruit. Cât de instruit suntem noi în credința noastră, în cunoașterea noastră? Gedeon cunoștea lucrurile acestea și începea să-i reproșeze îngerul, de ce ni se întâmplă? Uite ce știm noi de la părinții noștri! Să ne instruim și noi. În al treilea rând, Gedeon era un om responsabil. Când îl trimite Domnul, el nu se aruncă cu capul înainte așa,
Spune, dacă Domnul e cu mine, dă-mi un semn. Și pune semnul cu lâna. Păi eu mă duc cu armată împotriva lui Madian. Ăștia-s câte frunză și iarbă. Oricum să mă duc eu la moarte împotriva acestora. Întotdeauna, un om de care se folosește Dumnezeu este un om responsabil. El întotdeauna are în mintea lui responsabilitatea aceasta. În satul Tătăruș din Iași era o adunare începătoare. După Revoluție s-au adunat oameni, au primit pocăință, au primit botezul. Era un frate care conducea un pic mai între ei și într-o seară, pe la ora două, vine un tânăr, bate în geam și spune: tu dormi, măi? Dormi, dar ce să fac? Hai să scotem draci! Unde, măi, la ora asta? E așa, avea o râmnă, ăsta băiat atunci pocăit, și îl lua pe fratele mai în vârstă un pic, tot începător. Zic, hai prin sat să scotim, stai, măi, nu-l putea liniști. Un om pocăit nu se aruncă cu capul înainte, așa. E cu grupul tău, cu adunarea ta, trebuie să fii un om responsabil. Întotdeauna să ai un semn de la Dumnezeu, să fii trimis de Dumnezeu. Știi ce înseamnă să fii trimis? Oare nu te trimit eu, Moise, dar, măi, Moise, ăla care te trimite îți dă și putere. Povestea un frate de aici, în părțile Aradului, el e sucevean, dar s-a stabilit aici. Lucra pe șantier și un băiat din familie pocăită nu mai voia să vii la adunare. Eu spun la tasul și la mamă, s-a hotărât, nu mai vin la adunare, lăsați-mă în pace, gata, nu mai merge la adunare. Și el spune: frate, hai vine, stai o leacă de vorbă cu băiatul nostru. Ei lucrau pe șantier amândoi, ajung în casă și fratele ăsta, care mi-e prieten bun, îi spune la o fetiță de 9 ani, ci că tu te spune la fratele tău că o vine nenea Titi și vrea să stea de vorbă cu el. Dar tata spune, lasă că mă duc eu, nu o trimite pe ea. Și se duce, stă, se aude ceartă, gălăgie acolo. Întâi se duce mama. Și vine mama plângând, spune că nu o vrea frate Titi să fie. Fratele mai stă de vorbă, îi spune la fetiță, spune la frățiorul tău că l-am chemat. Și tata, lasă că mă duc eu. Se duce el, se aude gălăgii, ceartă, s-a ridicat tonul, să stă 10 minute, vine roșu ca focul, nu vrea să vii, băi, frate. Mai stau ei, mai cântă o cântare, spune la fetiță, spune la frățiorul tău că vreau să vorbesc cu el. Și se duce și vine cu el de mână. Și fratele tău spunea, ce înseamnă să fii trimis? Pe mine Domnul, că el e proroc, mi-a spus, ia să meargă. Că dacă ne ducem fără să ne trimită nimeni, noi mergem prin familie, facem rânduială, facem judecăți, să ne rugăm, da? Dar nu ne trimite nimeni. Cu îndrăzneala noastră să nu reușim. Și spunea, vedeți ce înseamnă să fii trimis? Mie Domnul mi-a spus că ea trebuie să-l aducă. Și s-a dus fetița și a venit cu el de mână. Și el spune, măi, Domnul, noi am lucrat împreună, noi pocăiți avem un obicei, când ne adunăm, ne întâlnim la rugăciune, ne rugăm, Domnul, uite, noi ne plecăm pe genunchi și ne rugăm, dacă vrei te pleci, dacă nu, nu. Și el nu spune, își pleacă pe genunchi, se pleacă el. Și ies un cuvânt de prorocie, ascultă, tânărule, știu cât de rău îți pare după mântuirea care tu spui că ai pierdut-o. Deci el în ambiția lui s-o certa cu tatăl sau cu mamă sau cu tot, nu mai am nevoie de adunare, nu mai am nevoie de pocăință și stă acasă. Dar lui în inimă îi părea rău. Dar nimeni nu știa. Tot știa că e rău, că e îndărătnic, că e sucit, că nu vrea să vii la adunare. Și Duhul Sfânt îi spune, știu cât de rău îți pare după mântuirea care tu spui că ai pierdut-o. Întoarce-te și eu te primesc. Spunea frate, o căzut băiețul cu fața la pământ, așa plângea în hohote. S-a ridicat, s-a hotărât pentru pocăință și spunea, două zile eram cu el pe șantier. Când îl trimitem să iei o pâine, atâta să freza, atâta să ridica părul, atâta să aranja, numai peste drum, ca să iei o pâine. Și acum îi spun, nu te duci să-mi cumperi la nea Titi o pâine. Acum ia și plin de mortal, zic, dar nu te duci să-mi cumperi pâine? Aștepta să schimbi, bă da, mă duc, uite acum, dă-mi bani. Și s-a dus, s-a căsătorit și ești un slujitor în casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă, am vrut să fac o paranteză despre trimitere. Când te întâlnești cu Domnul și te trimite, atunci El te face responsabil. Gedeon era un om religios. El știa cum să aduce o jertfă. Spune, îngădui puțin să-ți aduc să pregătesc o jertfă. Și îngerul așteaptă, el duce, pregătește jertfa, o pune pe stâncă, îngerul atinge cu toiagul și dintr-o dată se ridică fumul în sus, minunea lui Dumnezeu. Cea mai importantă din cele trei întâlniri a lui Gedeon este Gedeon și Domnul. Eu așa de mult îmi doresc, faceți-vă rost de o întâlnire din asta cu Domnul. Când te întâlnești cu Domnul, se schimbă mintea, concepția, viața, îmbrăcămintea, purtarea, totul se schimbă. Și cât nu, vii pe banca adunării adus de tată, de mamă, de cine ești adus aici și totul se pare că nu-i bun și nu-i frumos.
Faceți-vă rost de o întâlnire, dați-vă o întâlnire cu Domnul. Ia o zi de post odată, citești din Biblie, stai acasă singur, când e singur, nu accesa, nu știi site-uri, hotărești, închide tot, pleacă-te pe genunchi. Doamne, vreau să stau de vorbă cu tine. Și te va inunda așa o cercetare a Domnului, o căldură, o lumină va veni peste tine, vei plânge, Domnul te poate umple, să te umple cu Duhul Sfânt, să-ți dea darul de la Duhul Sfânt. În nădlac Domnul are nevoie de voi. În Ioan 15 vorbește de viță și mlădiță. Domnul are nevoie de mlădiță, eu sunt de la țară, am viță de vie acasă, ca să mănânc cu familia mea, nu fac vin, n-am băut în viața mea niciun pahar de vin încă. Și mulțumesc Domnul. Dar știți, strugurii nu-i aduce vița, strugurii îi aduce mlădița. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Domnul are nevoie de tine în școală, Domnul are nevoie de tine la servici, Domnul are nevoie de tine în adlag. Are nevoie, la noi s-a făcut o nuntă, mirele de la noi, fata din Pătrăuț. Și îmi spune mireasa, frate Dragoș, la mine nu vine nimeni la nuntă, numai eu sunt pocăită. Și am spus, dar cum te-ai pocăit? Atâta de persecutată a fost fata asta, atâta de ocărâtă și de bajocorită și așa spune că numai eu m-am pocăit. Cum te-ai pocăit? Eram la liceu și la pauză toate fetele fugeau la o țigară. Eram în clasa 12-a. Mai dansam, mai bem, mai fumam, mai fugeam acolo. Dar erau două fete pocăite, rămâneau în clasă și s-au lipit una de alta și au început să cânte. Dar mie îmi plăcea muzica. Și am stat, am pus capul între ele, hai cântați, vă ce cântați. Și fetele astea cântau o cântare pe două voci. Cântarea, o știți, cred că încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. Și ea spune, dar ce melodie asta? De unde o știți? De la adunare. O veni la adunare, o primi botezul, acum era mireasă, o veni și neamul ei până la urmă, de prin București, adusă, răzvrătiți, o rămas, o dat Dumnezeu un har în adunare, plângea adunarea, plângeau și părinții, nu mai știu acum, că ei s-au căsătorit și au plecat undeva în Austria, locuiesc acolo, dar vreau să spun că două fete care nu au fugit la țigară, două fete care noi și la bancuri, două fete care în pauză cântau o cântare, are nevoie Domnul de voi. La școală are nevoie de voi, să fiți altfel decât celelalte. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Are nevoie Domnul de tine, are nevoie Domnul de voi. Băieți de aici, când tot vorbesc de Steaua, de Barcelona, de nu știu ce, eu am fost duminică într-o biserică cu un frate care e șofer. Și băieții ca băieți, am spus, vedeți băiatul ăsta? Frate mai mare decât mine. A fost la 19 ani, era golgheter în divizia la Politehnica Iași. Și era selectat pentru Națională Românie, ca să le iei Națională, era un fenomen. Dar nu a apucat, că el juca la juniori, era junior și juca la seniori. Într-o seară a mers la rugăciune cu niște băieți pocăiți. Hai, Vasile, și tu cu noi, Vasile Ujeniuc îl cheamă. În seara aceea Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Îmi spunea că m-am trezit cu capul într-o parte, spunea el, în seara aceea am avut o vedenie, l-am văzut pe Domnul pe cruce. Și cum era... a curs sângea, deodată Domnul a întins mâinile spre mine să mă primească în brațe și imaginea asta a plecat. Și eu mă rugam și am întors capul după el și când am deschis ochii eram capul sucit la spate și vorbeam în alte limbi. S-a dus antrenorul de la Iași, Leonid Antohi era atunci și a spus, Domnule, mă las de fotbal, tu ești normal, măi, tu trebuie să joci națională, tu ai un talent care nu-i omenesc, de ce te lași? M-am pocăit. Și ăla spune, eu dus valiza până în gară, l-o sui la tren, l-o sărutat, l-o spune, Vasile, dacă vrei o dată să joci fotbal, îmi dai un telefon. Și îmi spune, frate, n-am mai jucat de atunci niciodată. 4 ani de zile n-am citit un ziar, un sport, n-am vrut să citesc. După 4 ani când am deschis un ziar și m-am uitat, colegii mei, Nastie, Simionaș, Romilă, toți erau în Națională. Eu eram mai bun decât toți. Nu mi-o părut rău niciodată, Dumnezeu îl folosește ca proroc, dar de cunoștință. Am cunoscut în Barcelona un băiat, în Girona, acum e mutat în Suedia. Am fost la căsătoria lui. Când i-am pus întrebările, cam așa vorbeam cu el. El are 2 metri și 18 centimetri înălțime. Om din la noi la Bosanci, adunare mare, frate Dragoș, caută-mi o fată și mie. Și i-am spus, măi, ridicați-vă, am ridicat adunarea în picioare, zic, uite și tu, astea-s fetele noastre. Om din la mine acasă, stăm în picioare, și eu am o sobă de teracotă. Și după ce plecam musafirii, că era un grup, soția mea e mai mărunțică. Pune un scaun, un tamburel, se pune un scaun, se suie și pândea pe sobă. Dar ce, măi?
vreau să văd, este praf pe sobă, la el soba era până aici. Soția mea când dă cu aspiratorul, e la unghiere, așa, dar pe sobă n-ajunge. O zic, vai, ce praf am pe sobă, și omul ăsta a văzut. Omul ăsta până aici era soba. Îmi arată el o fotografie. Vezi fotografia asta? Da, frate, Rares. Ăștia sunt colegii mei cu care am jucat basket. Uite la ei, vezi, mi-au arătat pe toți, da. Niciunul nu are contract sub 1 milion de euro pe sezon. Rețineți, 1 milion de euro pe sezon. El s-a pocăit, la 22 de ani a avut o operație ca să nu mai crească, că el tot creștea, a spus, mă opresc la 2 metri și 18 centimetri. Tatălui, pocăit cu câțiva ani în urmă, umbla la stăruință și o botezat cu Duhul Sfânt. În Spania n-au de lucru, trăiau greu, trăiau, tatăl său era șofer și spune, măi, Rares, dar tu poți să fii și basketbalist și pocăit. Nu trebuie să mergi cu ei la femei, să bei, să fumezi, să juri. Tu joci minutele care joci, ăsta e de la Dumnezeu talentul ăsta. Și-o rămas să fii pocăit și sportiv. Și spune, după ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, am mai jucat un meci și la al doilea am ieșit de pe teren. Nu puteam juca. Când vedem mulțimi ridicate în picioare, că era de divizia așa, acolo se pune mare accent. Când dam câte un coș așa și toată lumea, Duhul Sfânt îmi spunea, ce cauți tu aici? Locul tău nu e aici. Și am spus la tata, dacă vrei, du-te, joacă dumitale basket. Eu nu mai pot să joc. Duhul Sfânt nu mă lasă să joc basket. Și a ieșit acum, lucrează ca profesor, predă limba spaniolă, suedeză, română și nu știu ce. Ca profesor, predă 4 limbi în Suedia, are un salariu bun. Mă cunosc bine cu el. Domnul i-a dat o soție credincioasă, înaltă de 1,90 m, din Viena, de la biserica numărul 1. Au o familie, am fost la ei și la căsătorie, am văzut fetița lor. Deci voi care vă gândiți atunci când vorbește unul de Barcelona, de Steaua, de Dinamo, de nu știu ce echipe mai sunt, tu trebuie să fii altfel. Tu ai o altă chemare. Domnul te chema la altceva. Pentru că toți ei este în lume, stadioanele este într-o zi să prăbușesc. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou. Doresc ca Domnul să se întâlnească cu noi. Amin? Căutați întâlnirea asta cu Domnul. Domnul are nevoie de fiecare. Prima și cea mai importantă întâlnire a lui Gedeon. Gedeon față în față cu Domnul. Și după ce Gedeon se întâlnește cu Domnul, urmează o a doua întâlnire. Gedeon și frații lui. El se duce și taie stâlpul închinat lui Baal, începe să facă renovări acolo, în casa tatălui său. Știți ce se întâmplă? Primii care se ridică împotriva lui nu sunt cei din Madian, nici filistieni, sunt frații lui. Deci scoate pe Gedeon afară să-l ardem când i-a tăiat par, uite. Și tatăl se spune, păi dacă Baal e Dumnezeu, să se apere Baal. De ce i-a fost apere să Baal, i-a spus lui Gedeon? După ce ai o pocăință autentică, voi trăiți aici așa cu fete, vorbiți, vă uitați, ce vă uitați, discutați, ce discutați, voi tot așa, în cercul vostru. Când ai o întâlnire cu Domnul reală, autentică, și când începi să trăiești mai pocăită, prima reacție, prima prigoană vine de la ei tăi, din adunare. Lasă, tu ești îmbrobodit așa, tu zici, ce te-ai îmbrăcat? Aia, sfânta, uite, sfânta, nu te știu eu cine ești. La noi am ordinat un frate, am făcut prezbiter, acum e păstor, un om pocăit, și am venit la învolnă cu frate, o pocăință e cam așa, uite așa, uite așa, le explica el în adunare, e mai mare ca mine, eu l-am ordinat ca și prezbiter, și când s-au dus într-o vizită de familie, mi-au câteva familie, bă, dar de când ești așa de pocăită? De unde te pocăită? Noi am jucat tenis pe imaj amândoi, noi am fost într-o clasă, de când a venit pocăința asta la tine? Și el spunea, măi, m-a chemat Domnul să fiu prezbiter, ar fi păcat să vă amăgesc. Uite, așa e pocăința. Îmi spune, băi, frate, dragă, să mă bată ție, măi. Să mă bată, că de când ești așa de pocăit? Prima reacție o ai de aici. Când Gedeon s-a dus în casa tatălui său, tata, facem rânduială. Tăiem parul închinat asta, artei, dăm afară stâlpul lui Baal, scotem Dumnezeii străini. Oamenii din cetate, dar ce cu Gedeon? Așteptați-vă la asta. Eu vă spun așa ca o provocare. Numai îmbrăcați-vă mult mai decent, îmbrobodiți-vă mult mai frumos, mergeți așa pe străzile Nădlagului, du-te odată îmbrobodit de-a frumos la școală și o să vezi dacă pocăitele celelalte nu te întreabă ce ai pățit. Și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să urmăm exemplu.
dar prima reacție a fost a fraților săi, una de împotrivire. Și așteptați-vă la asta. Și în adunare, când unul o strigă prea tare, amin și aleluia, și Domnul mi-a dat o lucrare, ne uităm la el, oare ce-o pățâță să o ai de la Domnul? Că asta e prima reacție. După ce Gedeon se întâlnește cu Domnul, Gedeon se duce la frații săi, a doua întâlnire. Și așteptați-vă la aceste lucruri aici. Dar Gedeon, până la urmă, își are autoritatea care i-a dat-o Dumnezeu. Și este numit să mobilizeze armata. Și lângă Gedeon mai vine încă unul. Și mai vine încă unul, și mai vine încă unul. Și la un moment dat Gedeon sună cu trâmbița. Și pentru că el experimentase întâlnirea cu Domnul, se adună peste 32.000 în jurul lui. Când tu pornești de una singură în adunare, cu o ținută frumoasă, cu o îmbrăcăminte frumoasă, cu ascultare de mama, cu ascultarea de frați, chiar dacă la început unii se ridică împotrivă, râde, bajocoresc, ne ironizează, la urmă vor vedea felul tău de trai, spune Petru, curat și în temene, și se vor alinia în spatele tău încă unul, încă unul, încă unul. Doamne, să fie așa la nădlag, amin? Și apoi se adună oștire și e vorba să plecă la luptă și Domnul îl călăuzește pe Gedeon. Cheamă mulți și face el o selecție, spune așa, cei fricoși să plece acasă. Cât s-o plecat acasă? Eu mi-am pus problema așa, un băiat din Israel are o fată, discută cu o fată. Și stă de vorbă seara cu fata, spune eu, mâinii plec la război. Tata îmi dă calul, mi-a luat arme, mi-a luat arc, săgeată, face el figuri, așa în fața ei, își arată muștii, mâinii mă duc cu Gedeon, îl bătem pe Madian. Și se duce în tabără și Gedeon face o strigare. Ce-i fricos să plece acasă? 32.000 de oameni au plecat acasă, de fricoși. Acum eu mă gândesc că a doua zi el se întâlnește cu prietena lui. Vine cu calul de căpăstru, cu straista în spate și îl întreabă, de ce ai venit înapoi? Oare ce i-o fi spus? Mi-a fost frică, m-am demut, nu cred că o găsit el un motiv. Știți că în adunare sunt fricoși? Când tu nu poți să trăiești așa o pocăință, că râd ceilalte de tine, ești fricos. Când tu nu poți să trăiești o astfel de pocăință, să spui, frate, așa atât Biblia, așa mă îmbrăc, așa predic, așa vorbesc, așa cânt, așa prorocesc, și nu poți că comentează ceilalți, ești un pic fricos, să știi. Și a venit vremea ca să scoată pe cei fricoși și tot o va rămas, încă vreo 10.000 au rămas. Și acum Gedeon coboară la râu și îi scoate pe cei nepăsători. O spus care bea apă din căuș și e atent, așa pe ei dă-i deoparte. Ăștia sunt oameni cu ochii în pat, foarte, care se pleacă așa până în jos și beau și uită de dâns și nu s-a atent, dar ea trimite iar acasă, că-s prea mult. În pocăință trebuie să fim oameni foarte atenți, oameni tot timpul vigilenți, Doamne ajută-ne la asta. Și Gedeon mobilizează armata. Și el mai spune un lucru, faceți așa ca mine. Venim la a treia întâlnire, Gedeon și vrășmașa. Aici e bătălia, aici e reputată marea victorie. 300 de oameni au bătut armata lui Madian de 1.000.000 de oameni. Aici e intervenția lui Dumnezeu. Că voi care vă cheamă Dumnezeu ca și lider, când sunteți cu Dumnezeu, sunteți majoritatea. Știți, odată un purici spunea la un elefant, și uite când mergem noi doi pe drum, uite praf rămâne în urma noastră. Știi? Noi suntem mici, neînsemnați, dar când mergem cu Dumnezeu, suntem foarte puternici. Amin? Doamne, dă-ne tăria asta, tu cu Dumnezeu câștigi biruința. Și Gedeon spune, uitați-vă la mine, făclia, ulciorul și trâmbița. Astea toate ne trebuie, uitați-vă la mine, cum fac eu, așa face și voi. Și Pavel îi spunea, nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă în vorbire, în ascultare, în trăire și așa mai departe. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am dat un model. Rețineți gândurile astea care, pentru mine, eu le am în mintea mea. Un frate a fost în Cehoslovacia, în 94, la o conferință. Și pe cei din România, Ucraina, Moldova, Rusia, i-a chemat deoparte. Un păstor venit din America, i-a chemat deoparte. Și le-a spus, oameni buni, eu mă uit la voi. Și fiind în Moldova, acum m-am întâlnit cu doi frați care au fost la conferința aceea, doi păstori. Eu mă uit la voi, așa am fost și noi ca și voi, dar bunăstarea,
traiul bun, democrația ne-a golit adunările noastre. În Anglia, adunările care erau la fiecare colț de stradă, eu am fost în Londra, adunări goale, lipsite. Odată îmi spunea un frate păstor, în fața unei adunări erau multe mașini și m-am mirat, cum de asta mai e frecventată? Și când m-am dus, era un club de alpiniști, de cloponiță de sus, erau legate funi, tineri se uita, fac antrenamente în biserici. Altele făcute crâșme, altele închise, ei au fost ca noi, biserici pline. Noi acum, România asta, care a fost mai săracă, l-a mai păstrat pe Dumnezeu. Și spunea păstorul plângând, mă tem, după câțiva zeci de ani, să nu fie și voi așa cum suntem noi. Mă tem, țineți ce aveți acum, că nu mulți au ce aveți voi. Noi ne bucurăm de belșugul lui Dumnezeu, dar rețineți gândul ăsta, biserica a cucerit lumea, mâna aceea de pocăiți din Nădlag a cucerit orașul și aveți o adunare. Mă tem că lumea vrea acum să vină peste voi. Când lumea vrea să vină peste voi, e nevoie aici în adunare de fete, de surori, de băieți, de bărbați, ca să se ridice, să apere lucrarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceste trei întâlniri, așa, Gedeon și Domnul, Gedeon și frață, și apoi Gedeon și vrășmașă. Și Domnul să ne dea biruință și mă rog asta și pentru voi. Amin.